dat mai greu? El a făcut imeleu pe bebeluș. Bravo! Bravo! Îți place moșile de noi? Foarte mult! Foarte acum mult! Acum vrem să scântăm în cântece. Uite, înapoi, de pe partea asta. Gata, urmă la mine. 1, 2, 5. Hai să dați voi toți, Mesia chinuilor, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mi-i de lupă șerțel, scutec de bumbă cel, lăudați și Plină, încărcată cu bunătăți. Hai, Mario, treci în față. Mai în față, că nu-ți face mă. Nu, mai în față ai în spate. Mai la moș, ușa, cu plecăciunea. A, ajung, zi. Hai. Tare. Bine. Uite-te la moș, la părinți, nu la mine. La mine. Tare, mamă, tu le. Tare, bine. Hai! Felix ne spune că Moș Crăciun este bun, că el este Moș Crăciun și vrea să fie bun ca și Moș Crăciun și să asculte și el cântecele și poeziile spuse de copii. Felix, hai bine mai aproape. Ia pe plecăciunea ta și vorbești tare ca moșul, da? Să vedem. Tare, la moș. Frumoase și domnișoare, ce sunt cască spui, ce te zonă sfințare. Mai tare. Și acum? Și acum vă rog frumoase și cu ce-i sântați. Ia și bea o gură de ceai, moșule, să te încălzești. Hai, bea o gură de ceai. Haide că e ceai adevărat. Ușor, așa. Și apoi zice și o poezie. Și deci știi și o poezie. Ca să-mi amintesc cu clipul de a mea copilărie. Bravo! Ei, celălalt Hriduș este și el Moș Crăciun în miniatură, ajutorul moșului și vrea să știe dacă colegii lui merită sau nu darurile. Asta vrei să știi? Tare, bună seara, bună seara, bine v-am găsit copii. Am venit cu sărioara, am încărcat cu jucării. V-ați fost nerăbdători, ne-ați primit multe scrisori. Eu pe toate le-am primit și cu drag eu le-am citit. Mi-a spus că azi îl aduc la fiecare. Ursuleț, creioane. Cărți cu poze, camioane și multe alte jucării. Dar nimeni nu le va primi înainte să îmi spună că a făcut o faptă bună. Ei, la voi se pare că nu există copii răi. Sunt tare bucuros că vă comportați frumos. Darurile meritați, hai veniți să le luați. Bravo! Până la final, să vedem dacă moșul o să fie... Cine m-a domnit? Ce mai e să vă trezi? Tu puteți ști, nu mai dormi. Ce mai e să vă trezi? Fața să vă măturați flori de măr și masa să vă încărcați flori de măr.
Ei, Petre Cătălin, ne spune că astăzi e sărbătoare mare. Tatăl să ia din cer cu gea lumina și păcării pe pământ. Bucuros că scrie, că gea lumina sunt pământ de Crăciune dragă. Ce privirea mea încântă, Andar el amintește de un plastic luminos, de o lată slavă în care s-a născut Iisus Hristos. La grădiniță și pe acasă. Stai, Bianca, mai încă. Stai. Orice noapte minunată de la Dumnezeu lăsat, noapte scumpă de angel, noaptea Sfântului Crăciun. Uite, Moș Crăciun, de Bine ai venit! Bine ai venit! Ce se întâmplă acolo în spate? Toată lumea transpiră. Nu se spune tare bun. Crezi? Încă ca tine pe mai mult. Până mă topi căldura
de la cei din clasă și de la costum. Bine, mai avem un pic, dar vrea să ne vadă cu mine. Și voi credeți că moșul nu este ca altă? Te este ca al moșule? Cred că te-ai încins ca mult. Ana, hai să vedem ce face Ana. Ana îi scrie și ea moșului în bilet și îi spune că ea nu-l așteaptă cu jucării. Să vedem cu ce-l așteaptă. Mai spune niște loc și tare. Bilet enturos găsut. Moșule, eu am aflat că la mine nu o să vii. Poate că te-a supărat. Și că atunci alți copii tot te aștept la mine în prag, nu ca să-mi adus păpuși, tot am în peretul cu deac, o pereche de mănânc, de ardei de zei și de viscoi și de soare, când pădește aduce